Astăzi vom explora un concept cunoscut sub numele de principiul 80-20 sau regula lui Pareto, numit și legea celor puțini, dar critici. Acest principiu, popularizat de economistul italian Vilfredo Pareto la începutul secolului 20, afirmă că în multe situații 80% din efecte provin din 20% din cauze. Cu alte cuvinte, o minoritate semnificativă a elementelor dintr-un set va fi responsabilă pentru o majoritate disproporționată a rezultatelor. Haideți mai întâi să vedem cum se prezintă astăzi piețele și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 2 mai 2024, înaintea deschiderii pieței de capital din America. Rata dobânzii de referință rămâne deocamdată neschimbată în SUA, 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Pe harta din spatele meu se pot vedea ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastru este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Sentimentul pieței este 54% bearish. Piața financiară în SUA, raportată la media pe 200 de zile, este poziționată deasupra mediei 58% și sub medie în proporție de 42%. Așa se prezintă calendarul economic până acum în această săptămână. La reuniunea de ieri a FOMC s-au menținut dobânzile la același nivel stabil pentru că nu s-au văzut progrese în privința inflației. Așteptăm astăzi să vedem cum iese șomajul în SUA. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Semiconductorii au avut o zi proastă ieri, tot sectorul fiind pe roșu. După câteva zile cu volatilitate mai ridicată, indicele fricii VIX coboară sub valoarea de 16. Indexul Fear and Greed este la 40, o valoare ce indică frică pe piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor încă se află în teritoriu pozitiv. După zilele de scăderi, indexul Standard & Poor's 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average, consolidează ca și indexul companiilor mici Russell 2000. Fed scade puțin masa monetară aproape în fiecare săptămână și menține rata dobânzii de referință la același nivel destul de ridicat, adică regimul rămâne quantitative tightening. Includ în analiză și graficul BET pentru a observa piața acțiunilor din România, care consolidează în apropierea maximului istoric. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Sunt curios să aud părerile voastre. Vă rog să-mi lăsați un comentariu. Ce credeți despre teoria 80-20 a lui Pareto? Încă se aplică? Dacă în episodul trecut am vorbit despre teoria echilibrului general la care a contribuit Pareto, nu puteam să nu fac acest video despre principiul 80-20. Pareto a observat că în Italia 20% din populație deținea 80% din terenuri. O observație similară a fost făcută și în alte țări, sugerând că o mică parte a populației deține o pondere semnificativă a bogăției. În afaceri se estimează că 80% din veniturile unei companii provin din 20% din clienții sau produsele sale. Această idee poate ajuta antreprenorii să se concentreze pe segmentele de piață și produsele cele mai profitabile. Conform principiului Pareto, 80% din rezultatele obținute la locul de muncă provin din 20% din timpul petrecut. Identificarea și prioritizarea sarcinilor cele mai importante poate duce la o creștere semnificativă a productivității. Principiul 80-20 nu este o regulă strictă, ci mai degrabă o observație generală care se aplică în diverse domenii ale vieții. Totuși, ne oferă un cadru valoros pentru a analiza și a prioritiza eforturile noastre. Iată câteva beneficii ale aplicării acestui principiu. Prin concentrarea pe elementele care generează cele mai mari rezultate, se poate economisi timp și resurse. Identificarea cauzelor fundamentale ale problemelor ne permite să le abordăm mai eficient. Atât în viața personală cât și în cea profesională, principiul 80-20 ne poate ajuta să ne concentrăm pe aspectele care contează cel mai mult.
Un student care se pregătește pentru un examen important poate aplica principiul 80-20 al lui Pareto, identificând 20% din materialul care va fi responsabil pentru 80% din punctele de pe examen. Concentrându-vă pe învățarea aprofundată a acestui material esențial, veți maximiza șansele de a obține un rezultat bun. Principiul 80-20 este un instrument valoros pentru a vă îmbunătăți viața în diverse aspecte. Înțelegând și aplicând acest principiu, vă puteți concentra eforturile pe elementele care generează cele mai mari rezultate, crescând eficiența, luând decizii mai bune și obținând performanțe optime. Însă principiul 80-20 nu este o rețetă universală. Proporțiile specifice pot varia în funcție de context. Este important să se evite suprasimplificarea. Aplicarea principiului 80-20 nu exclude analiza detaliată a tuturor elementelor implicate. Principiul 80-20 poate fi un instrument util pentru prioritizare, dar nu trebuie folosit ca o scuză pentru a ignora complet restul de 80%. Această prezentare este un rezumat concis și oferă doar direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Voi continua să postez 2 videouri pe săptămână pe care vă invit călduros să le vedeți pentru a înțelege mai bine domeniul economic. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Este important pentru mine să ajung la 1000 de abonați. Apăsați butonul de like dacă apreciați munca mea și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa noastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Sau puteți scana acest cod QR care apare pe ecran. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!